Salutare, prieteni buni, care vreți să fiți prieteni, care nu, asta e. Vreau să vă prezint noua matriță pe care am să o încerc, Corkscrew, așa am aflat că se numește. Este un fel de cheburașca, dar care nu este cu inserție, este pe cleme fixe, care se vor pune în interiorul matriței, acestea vor rămâne blocate în plumb, au niște cleme care se așează foarte greu în matriță. Eu acum am înțeles de ce sunt așa scumpe, costă foarte binișor, se fac foarte greu, se așează, de fapt chestiile astea se așează greu. Am încercat și cu un fel de plastelină care am primit-o. Dar când așez plastelina peste urechiușele acelea, inserțiile acestea, se blochează și nu mai îmi dă voie ca să pun și jumătatea cealaltă a matriței. O să fac câteva de probă. Sunt foarte bune monturile acestea, eu chiar am prins pește cu așa ceva. Mai târziu o să arăt și montura și felul cum se folosește acest tip de jig, să-i spun așa, Corkscrew, cum se folosește la pescuit. Desfacem matrița după ce am așezat inserțiile în matriță, am turnat plumbul, o desfacem. Să vedem cum arată. Excelent. În genul acesta va arăta. Se vor scoate din cavități. Și cam așa arată. Am să fac și un clip în care o să arăt cum se prind aceste Corkscrew pe montură și cum se folosește. Iar mai încolo sperăm să aibă un randament mult mai bun ca un jig normal. Această montură se va folosi cu ancoră, cu ancoriță sau și cârlig.